cere ceva în schimb. George Burcea e pregătit să se deschidă cu adevărat în fața publicului. Tocmai de aceea, în ultimii ani, a lucrat intens la romanul care descrie în detaliu copilăria traumatizantă pe care a avut-o. Potrivit apropiaților actorului, cartea va fi transformată în film, iar nume grele s-au alăturat acestui proiect. Este vorba despre Catrinel Marlon, Răzvan Vasilescu, Crina Semciuc, Maia Morgenstern, Marius Manole și mulți alții. În film va juca și iubita actorului, Viviana, în timp ce George va interpreta chiar rolul tatălui său. Cu vântul mă bați și cu ploaia mă speli ca pe un prunc. Cu o mână pe drum mă îndrepți și cu alta mă întunici cărarea. Romanul este structurat în două părți. Prima parte se petrece în ultimii ani ai comunismului. Maria, o mamă șomeră, terorizată de soțul ei, îi scrie o scrisoare lui Ceaușescu în speranța că acesta o va ajuta să-și schimbe viața. Cea de-a doua parte spune povestea lui Alex, fiul Mariei, care împrumută din traumele mamei sale și se luptă din răsputeri să se vindece. Gat, aș da ce-am câștigat și m-aș lăsa din nou sărac. Ca să vă cumpăr nemurirea, doar așa aș fi bogat.